Elevii și cadrele didactice din Liceul Tehnic Buzău s-au transformat în eroi pentru școala lor, alături de Asociația Narada și cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău. Astfel, la Centrul de Informare Turistică din Piața Dacia au organizat un târg de Crăciun cu strângere de fonduri pentru reabilitarea spațiilor din școala lor. 59 de școli din toată țara, printre care și Liceul Tehnic Buzău, organizează simultan târguri de Crăciun, pentru care elevii confecționează obiecte pe care le scot la vânzare pentru membrii comunității locale. Târgul de Crăciun cu strângere de fonduri reprezintă totodată și un manifest al elevilor, prin care aceștia atrag atenția și invită la implicare socială, astfel încât să poată învăța în condiții adecvate, dar și o modalitate să-și dezvolte o gândire antreprenorială, să devină independenți și să strângă bani, să-și construiască propriul lor mecanism de finanțare a alertei. Cu sumele obținute din vânzarea produselor, cu ajutorul Narada, care va dubla suma strânsă, și al partenerilor care susțin organizația și campania târgurilor de Crăciun, Liceul Tehnic Buzău va obține fondurile necesare să înlocuiască ușile din corpul B al clădirii. Aceste picturi sunt făcute din acuarele cu ulei. Banii vor fi folosiți pentru a se schimba ușile din internat. Banii aceștia vor fi folosiți pentru renovarea liceului, ușile de la internat și... Cât de mult ați lucrat la ele? Tu, spre exemplu, ce ai făcut? Eu am făcut o pictură, tot o icoană. Aceasta mi se pare că este la galeria de artă. Și am confecționat globulețe și decorațiuni. V-a luat mult timp să le... Da, pentru că am fost foarte aglomerat și... Reprezentanții instituției de învățământ au precizat că, deși elevii sunt pregătiți în domenii tehnice, au puternice valențe artistice. Ideea de ansamblu acestui târg este ca elevii să arate, să se simtă într-un fel că sunt utili liceului tehnic. Și, pe de altă parte, în momentul în care știi că ți-ai adus și tu contribuția la realizarea unui anumit produs, parcă îl apreciezi mai mult. Sunt convins că durata de viață a acelor uși pe care le schimbăm cu sprijinul elevilor va fi mult mai mare decât în mod uzual. Au urmărit tot felul de tutoriale, au lucrat în echipe mai mari de data asta, pentru că fiecare s-a îngrijit cu să strângă materiale din natură, conuri, brad, lemn, tot ce le trebuia lor să confecționeze cu mână. Au lucrat mai mult în afara orelor, în ateliere de lucru făcute prin clasă, prin pauză, și s-au chinuit, s-au străduit. În schimb, produsele au ieșit într-un fel în care nu am crezut că sunt foarte reușite. S-au străduit foarte mult, a fost... Ce produse găsim? Ce putem cumpăra de aici? Unice sunt. Unele dintre ele au o imaginație bogată. Au folosit tutorialele astea și au luat și de acolo, dar majoritatea lucrărilor le-au făcut ei. Sunt combinații cu borcane, cu pahare, cu lucruri pe care noi nu le mai folosim, le aruncăm, și totuși ei au reușit să le integreze perfect în lucrările astea. Sunt combinații de toate fel. Nu găsiți ceva cumpărat. Și colorate. Da, la noi la școală anii ăștia am avut noroc de niște copii foarte talentați. Au avut picturi pe pânză și pe sticlă, extrem de reușite. Să intrați. Cu toate că vorbim despre un liceu tehnic, da, pe lângă abilitățile lor tehnice, au și astfel de abilități. Multe dintre produse sunt tradiționale, au și motive tradiționale, cu tot felul de motive, au lucrat și de mână, cu croșetul, cum se lucra altădată, sau din andrele, deci ei se pricep și la astea. Buzoienii sunt așteptați la târgul de Crăciun din Piața Dacia, de unde își pot achiziționa aranjamente de Crăciun realizate de către elevii liceului tehnic.